Bună ziua, ne-am întâlnit din nou. Nu, încă o dată. Salutări, eu sunt Ionuț și aia este Georgiana. Drum la 3. Hai că am zis-o la altă. Încă o dată. Da, se uaută. Și nu mai zic, ne-am întâlnit din nou, zic, ne-am reîntâlnit. Ne-am reîntâlnit, da. Ne-a dus drept în limba română. Să fie un traseu care poate să... Să ce? Să... Bună ziua, eu sunt Ionuț. Eu sunt Georgiana. Și ne-am reîntâlnit ca să facem o simulare de examen auto. Vizionare plăcută. Bun. Deci traseul este în Pitești. Prima dată nu plecăm după loc până nu ne asigurăm în stânga de tot. Și plecăm cu totul. Vedem că pleacă și colegul cu mașina albă. Îl lăsăm pe el să iasă primul. Bine ar fi ca să fie și banda 1 și banda 2 libere. Tocmai ca să nu avem probleme. Că mai sunt mașini care vin după banda 2 și intră pe banda 1. Bun, ne asigurăm foarte bine. Așa. Și o să facem mersul cu spatele după trecerea de pietoni, unde vrei tălică, oricum trebuie să mergi puțin mai în față ca să-ți lași tu loc de manevră. Așa, o apropiem de dunguriță și mergi cam 10 metri, să zicem așa, cât de drept poți tu. Tocmai ca manevra de mers cu spatele să fie mai ușoară, să-ți faci singură viața ușoară. Bun, foarte bine. Am oprit semnalizarea, băgăm așa. Primul care facem ne asigurăm un oglinjoare. Și acum, fiindcă suntem mai aproape de linia din dreapta, ne uităm mai mult acolo. Pentru că acolo se văd greșelile și putem să corectăm mai ușor. De când în când te uiți în oglia din stânga, toate între timp vine vreo mașină. Momentan este liber. Dacă vrei să-l așteptăm, așteptăm, nu e problema. Normal, după ce trece de limitatorul de viteză, oprești mașina. Foarte bine. În mod normal poți să mergi cam 50 de metri. Dacă nu știi cât înseamnă 50 de metri, în teorie, distanța între 2 stâlpi de iluminat este cam de 25 de metri, în teorie. Deci ar putea să mergi cum ar fi pe interiorul a 2 stâlpi, ca să faci 60 de metri. Ok. Noi acum o să mergem în față. Așa. Ne asigurăm pentru banda 2, să nu vină o mașină pe banda 2 care să facă dreapta. Trebuie să dați semnalizările lor. Dacă nu avem, mergem și noi ușor. Așa. Perfect. Nu, o să mergem în față. Vrei să intrăm? Aș cum știi. Deci să mergem în față, să facem traseul. Știi locul. A, am înțeles. Bine. O să intrăm puțin în parcare. Da, bagă cu fața, lângă dubița aceea albă de DLS. Fii atent, bagă între linii. Așa. Așa, când e paralel, oprești mașina și din jos. Perfect. Așa, ca să ieșim din parcarea cu spatele, ne asigurăm foarte bine și dăm, ieșim ușor spre dreapta ca să ieșim la final spre stânga. Așa, ne asigurăm foarte bine în oglinjoare. Strâmburi, camera a pus să strâmburi. Așa, ne asigurăm. stânga și dreapta. Foarte bine. Îi lăsăm pe ei să treacă, pe copilașii ăștia. Deci eu semnalizez dreapta și oprim până în ei. Semnalizăm dreapta și oprim până în ei. Așa. După aceea semnalizăm stânga și... De fapt, da, e bine așa, e bine așa. Așa. Emoțiile. Mă apropie puțin de bordurică. Sismeza pornită. Așa, perfect, oprim aici. Și acum așteptăm să dea cu spatele colegul. Și o să facem întoarcerea în 3 mișcări. Foarte important la întoarcerea în 3 mișcări, cel mai important este asigurarea, și față și spate. Apoi semnalizările. Și apoi să faci manevra cum trebuie. Așa, putem să facem acum manevra. În spate e liber, în față e liber. O să avem, în vedere pe doamna care vine în spate, dar la a doua manevră, nu la prima. Că sunt 3 manevre aici, 3 mișcări practic. Așa, perfect. Bun, întâi faci toate manevrele și apoi te asiguri. Așa, iei de volan dreapta maxim. Așa, bagi marșalier. Și acum ne asigurăm și în oglinda de aici, te asiguri, pentru pietoni. De fapt, toate oglinzile, plus stânga, plus dreapta. Așa, perfect. Și acum te asiguri din stânga, că acolo, dacă ar fi să lovești, acolo lovești. Prima dată, bordurica din spate. Așa, perfect. Și acum o să ieși eu. Așa. Semnalizezi stânga de data aceasta. Bași dreapta întâi. Așa, ne asigurăm, poți să ieși în oglinjora mea de aici, de sus, că vede, se vede mai larg. Dacă nu întorci capul, sau și eu, de obicei și mă asigur și întorci și capul. Și mă asigur și în oglindă. Și mergem în față. Așa, foarte bine. Și acum la linie mai bine oprim, ții semneza pornită, la dreapta se mai găsi. Te asiguri în spate, adică pe banda 1 și 2 să fie libere. Și bine să fie ambele benzi libere, chiar dacă sunt, aici sunt 3 benzi, dar să fie primele 2 libere, ca să nu avem surprize. Așa, acum semnalizăm stânga, ne asigurăm, vedem că pe banda 2 vine domnul cu PASSAT-ul și vine și matizul, vezi? El e obligat să schimbe banda din cauza mașinii celelalte de școală. Deci să ai în vedere că când oprești o mașină, pe oricare bandă, să ai în vedere că poate să vină altă mașină pe banda ta, care e întitul. Bun. La sensul giratoriu o să-l părăsești la a 4-a ieșire. Așa. Aici putem să mergem puțin mai tare, să ajungem în jur de 50 la oră, pentru că s-a eliberat drumul. Așa, bun. Când te apropii de trecerea de pietoni, iei pe accelerație. La trecerea de pietoni trebuie să ai 30 la oră viteză maximă în localitate și 50 la oră viteză maximă în afara localității. La orice trecere de pietoni. Teoretic. Așa, bun. Iar ne uităm pentru pietoni. Stânga liber, dreapta liber și acum încep să te asiguri pentru mașini. Din față Războieni liber, din față de la Udubescu e liber, din stânga vin mașini. Deci te uiți în toate cele 3, în teoretic, normal, la toate trebuie să te uiți, dar grosul de acolo vine, din față și de jos. Și acum calculăm care ar fi ultima mașină din stânga, care ar fi ultima mașină din față. Din față ar fi dubița, din stânga ar fi taxiul, plus el. Momentan nu te bagi, că el a pus o mișcare. Dacă el a pus o mișcare, chiar dacă are mașină care vine în fața lui, pierzi startul, că el corelează exact pe spatele lui să bagă. Din stânga după Skoda ar fi liber, te uiți acum în față. Și în față, uite, ăla de Războieni coboară, deci că semnalizează el. Așa, privirea numai spre stânga, când e în sens, abia acum te uiți în față. Oricum, chiar dacă te uiți numai în stânga, cu coada ochiului vezi drumul în față, deci n-ai cum să pierzi linia drumului. Eu așa fac, într-un sens giratoriu, mă uit numai în stânga. Și nu am probleme să țin banda. Și o să facem prima la dreapta. Perfect, o să intrăm cu treapta 1, pentru că este viraj la 90 de grade. Mai încet puțin, mai. Și acum mult de volan dreapta. Așa. Și acum vreau să oprești puțin mai în față, aproape de bordurică. la termopanele acestea albe unde e ușa, să fie ușa în dreptul ușii mele. Încă puținel, ambreiaj cu frânică, stop. Perfect, adică dacă eu cobor de aici, pot să intru aici. Bun, secretul care e aici? Când pleci după loc, te asiguri foarte bine, atât spate, dar mai ales în față. Vezi că e mașina aceea de școală, nu pleci după loc până când, pentru că tu ești obligată să depășești mașina aceasta. Da? Bun. Așa se elibereze și față și spate, se mai elibereze frumos. Cu ocazia asta faci și plecarea din rampă. Că aici este o ușoară rampă. Așa, foarte bine. Așa. Și acum semnalizăm la dreapta. Orice depășire, semnalizările vin în pereche. Stânga și apoi dreapta. Bun. Și de fiecare dată când o mașină sau un obstacol te obligă să schimbi banda, adică să intri puțin pe celălalt sens de mers, trebuie să semnalizezi stânga și apoi dreapta. La fel, mașinile acelea din față ne obligă să depășim. Iar te asigur față-spate. Vedem că vine mașina aceea albă. Momentan oprim să vedem ce vrea să facă. Poate parchează, poate vine prin fața noastră. Bun. Ne asigurăm din spate. Perfect. Așa, foarte bine. Să ți se mizerea părinte că mai sare când mici de volan în sens invers. Așa. Și o să facem gararea la mașina roșie. Primul care îl faci, semnalizezi dreapta, îți iei distanța laterală, să nu fie niciodată mică, mai bine să fie medie sau distanța să fie mai mare. Este perfect, este cam în jur de 1 metru. Mergi puțin mai în față ca să dea un set de întoarci și nu pleci la fix. Așa, stop, perfect. Și acum oprim semnalizarea foarte bine, băgăm mașarie, fiindcă mașina este cu fața parcată și distanța laterală se vede că este bună, o să-i vedem ori primul far, dar dacă nu se vede din cauza că mașina este cu fața și este lăsată, este lăsat botul, se vedem ori colțul parbrizului din dreapta de la șofer, ori oglinda retrovizoare. De obicei oglinda retrovizoare și colțul parbrizului sunt cam în același loc. A, așa. În cazul ăsta cred că se vezi colțul parbrizului. Bun. Vedem că avem o mașină care dă cu spatele pe acolo, să o lăsăm și pe ea, ca să nu avem grijă. Bun, în față e liber, acum în spate s-a eliberat, merge până când îi vezi colțul parbrizului, în gemulețul mic. Manevrele de mers cu spatele se fac în gemulețul mic, de la mașina mea, alte mașini au alte repere. Deci îi vezi colțul? Da, încă puțin, să-l vezi la jumătatea gemulețului. Perfect. Așa, și acum în dreapta maxim de volan. Și uităm în oglinjoare. În oglinjoarele de aici se vede dacă mașina o atinge pe cea roșie sau nu. Așa, foarte bine. Oprim mașina când este paralelă, îndreptăm roțile, o dată și încă o dată. Și acum tot în din stânga te uiți să nu lovești bordurica. Perfect. Și acum ieșim spre dreapta. Aici, ca să ieși, ținând cont că este parcarea mai îngustă, în momentul când îi vezi colțul mașinii roșii pe zona asta a geamului, oprești imediat mașina și îi dreapta maxim de volan. Așa, lăsăm pe nenea să treacă. Bun, ne asigurăm din stânga. Deci când îi ajunge aici, da? A ajuns? Da. Perfect. Dreapta maxim de volan. Mai singură dată și dacă este liber, mergem. Așa, perfect. Bun, aici nu semnalizăm că nu avem decât opțiune de stânga. De obicei semnalizez unde ai opțiune să faci stânga sau dreapta sau o mică intersecție. Aici, fiindcă nu este, nu semnalizez. La următorul viraj o să semnalizez stânga pentru că avem opțiune să facem și la dreapta. Și la fel și la următorul viraj. Așa. Aici poate să vină oricând mașină și din față, deci o să mergem cu băgare de seamă. Foarte bine. Deci poți să-ți semnalizezi la pornită spre stânga. Bun. Și o să facem laterala în spatele la acea mașină neagră. Bun. Te apropii ușor de ea. Așa, să nu rezizi dreapta. Cât de cât apropii de ea. La garare te depărtezi, la laterală te apropii. Așa. Mergem drept. Ambreiaj cu frânică. Perfect. Aici ar fi că nu avem repere, o să o facem. Singurul reper este colțul mașinii negre. Așa. Băgăm un mașalier. Așa. Mergi drept în spate până când colțul mașinii negre este la dungulița aceasta. Vedeți că ai pietoni. Asta e proprietarul. Da. Nu te puțin mai face ca să poată să intre mașina. Deci se întâmplă lucruri de genul ăsta. Așa e la condus. Așa, stop. Și face manevra. Bagi mașalie. Lăsă pe el să intre în mașină. E pe cheie. Mașină bună. Așa. O facem puțin mai repede jur. Așa, dăm ușor înapoi. Deci când colțul mașinii negre este la dunga de la geam, oprești. Așa. Așa. Dreapta maxim de volan. Așa. Și mergem până când colțul dispare la montant din dreapta. Nu mai vezi stopul? Bun. În dreapta roțile. 1, 2. Și acum ușor înapoi. Și acum când colțul mașinii apare în față la parbriz. Deci mai merge, mai merge, mai merge, mai merge. Aici nu ai repere în spate. Încă puțin el. Unde vezi stopul? În colțul parbrizului. Așa, mai mergi încă puțin, vezi tot stopul. Că el are stopul mai după colț așa. Și acum stânga maxim. Când e paralel, oprești mașina. Perfect, uite ca să vadă. Bun. Și acum ieșim. Ca să ieșim, să mai alegem stânga, ne asigurăm foarte bine. Ai vedere și de asta, poate prin timpul vă place și el. Așa. Și acum am auzit data de volan în mers. Așa. Cum a trecut colțul nostru de colțul lui, începem să-i dăm volan spre dreapta. Perfect. Aici la fel să ai în vedere că poate să vină mașina din stânga. Deja te uiți peste mașini pe cât posibil. Dacă vine cineva din față. La fel, dacă vine cineva din față, primul care faci pui frâna. Și apoi te dumirești, vezi ce ai de făcut. Puțin mai lateră, frumos, ca să ai o vizibilitate mai bună. Mai spre dreapta, adică. Așa. Bun, și aici facem la dreapta. Așa, foarte bine semnalizăm dreapta și ne asigurăm și față și spate. Dacă poți să nu oprești mașina și te asiguri de într-o mișcare foarte lină. Apeși ambreiajul, te asiguri de pe jos stânga dreapta și mult de volan. Așa. Perfect. La orice intersecție, înainte să intri în intersecție, încerci să te asiguri pe cât posibil, cât mai din timp. Și stânga și dreapta, pe cât se poate, pe cât îți permite drumul. Bun, și o să facem la dreapta obligatoriu. De fapt este aici. Spre dreapta, privirea spre stânga. Așa. Și trebuie să corelezi și pedalele, și volanul, și căpșorul spre stânga. Perfect. La următorul sens giratoriu să-l părăsești la a treia ieșire. Prima este la dreapta, a doua este în față, a treia este la stânga. Cazul acesta. Imediat cum spune polițistul sau instructorul ieșirea, tu te gândești și te gândești care e ieșirea, care e prima, care e a doua, care e a treia. Deci niciodată nu presupui că o ieșire e una care o crezi tu. N-are nimic. Foarte bine că ai fost atent. Așteptăm comentariile. Cred că o să vină sigur, așa e la condus, nu toată să meargă totuși în urmă. Important e că ești atentă. Mai bine așteptăm. Că de obicei ăștia care vin din față, ca o regulă așa nescrisă, primii 10 se duc în sus, exact ultimul îți taie calea. Nu mai mergi de aici până când nu intrăm. În față e liber sau nu e liber? E albastru. După albastru e liber, în stânga e liber, da? Așa. Te uiți numai stânga și dai drumul la mașină, deci tot numai stânga te uiți. Așa, acum te uiți în față. Și si banda, ai avut bordura în stânga când ai intrat, sau ai și când faci sensul, sau ai și când ieși. În caz că sunt anumite persoane care nu mai știu care e banda lor, când intri tu sejdatoriu în Pitești cel puțin, ai decât două benzi la intrare. Și poți să ai bordura ori în stânga, ori în dreapta. Mai sunt sensul care au și a treia bandă, dar facem de la dreapta, deci nu avem treabă cu ea. În momentul când mergi în față, întorci sau faci stânga, una dintre borduri ți le ții, aia din dreapta sau aia din stânga. Vedem că l-ai oprit, se penalizează, bagă-te până în linia continuă. Așa, domnul taximetrist nu are treabă când e continuă, îi oprește unde vrea. Așa e cu taximetriștii, vieții. Rămâi aici, ne întoarcem la scoară. Așa, așa, foarte bine. Poți să-ți mai zici de acum, ca să știe lumea că vrei să întoarcem. Așa, foarte bine. Stânga liber, dreapta liber, înainte liber iară. Bun. Noi când o întoarcem la scoară, o să ai bordurica în dreapta, deci la bordezi în larg. Aceea este banda noastră. Colegul nu a făcut prea corect, este pe jumătate. Dar noi nu facem chiar. Da, îl lăsăm pe este intre prima dată. Așa, mergem în față. Drept, mergi drept, mergi drept. Să ai bordura în dreapta, ți-am spus. Așa, se la stânga și acum mândă la stânga. Mult. Și acum te asiguri din față. În față te tot ar fi liber, că sunt pietonii care blochează. Și de aici e liber. Bun. Și ești în larg pe banda ta, pe banda 1, adică. Așa, mai dreapta puțin. Perfect, bravo. Ne uităm pentru pieton din nou. Foarte bine. Și o să mergem în față. La sensul giratoriu o să-l presești la prima ieșire. Deja te gândești care e prima ieșire, dar ce prima ieșire e ceva ușor de ținut minte. Te uiți în față, ne încurcă la care a oprit aici. Da, ne încurcă puțin. Dar nu e nevoie să schimbăm banda. Ai grijă să nu deschidă ușa. De cei care oprește, deschide și ușa. De-aia oprește, ca să coboare din mașină. Deci ești cu o care de seamă. Dacă e ceva, pui frână mai bine decât să schimbi banda. Și oricum, între timp, tu te uiți și în spate, vezi dacă e banda liberă 2, în caz că totuși deschide animalul ușa, să poți să-l deocolești. Da. Bun, ne uităm pentru pietoni, nu știu ce vreau să facă ăștia doi, cel mai probabil vor să treacă, cel mai probabil. Dar rămâne de văzut. Nu mai ține-mă de vreau să se ducă. Stânga liber, dreapta liber la pietoni, acum ne asigurăm din stânga, da? Aia din față, nu știu dacă vin, trebuie la BMW-ul la alb. E dreapta ușor de volan, perfect. Aici, nu, rămâi pe banda asta, nu schimba banda chiar pe cea de pietoni. Acum se mai stânga din nou și te asiguri. Așa, foarte bine. Așa. Și în spate la Audi acela, o să oprim să facem plecarea din rampă. Deci să o pui mai între mașini, între albastră și neagră, să nu te apropii foarte mult de Audi ca să poți face manevra. Și cât de cât aproape de bordurică, te rog frumos. Așa, iau și dreapta de volan, apeși ambreiajul la maxim, mai aproape de bordurică, te rog frumos. Așa, și o pui drept, perfect. Și acum plecăm în față. Nu te grăbești, bagă treapta 1. Așa, semnalizăm stânga, ne asigurăm foarte bine că o să plecăm cu totul. calculezi cam care e ultima mașină. Te uiți la taxiul la care vine de jos, se semnalizează sau nu se semnalizează, merge cam încet. Ar putea să facă stânga sau dreapta. E școală, nu e taxiul. De la distanță, momentan rămâne aici. Dacă l-avem pe ăla din spate cu BMW-ul. Dacă ar fi semnalat și colegul mai din timp, ne băgam și noi, dar semnaliza prea târziu. Când vezi ultima mașină, poți să o pui ușor în mișcare, ca să nu pierdem timpul cu mine vorba. Și mai accelera puțin. Așa. Mai bine accelerezi puțin mai tare decât să... Așa, și faci la dreapta, prima ieșire la sens, adică... Așa, ne băgăm ușor pe banda noastră. Acum, bagă treapta 1. Așa, așa. De drumul la ambreiaj și te asiguri. Dacă vin mașini, oprești. Dacă nu vin mașini, continuă traseul. Așa, perfect. Și acum ne uităm. De Războieni vine la cu BMW, vezi că se semnalizează stânga BMW-ul. Deci o să ne taie calea. Uite, vezi, a pus o mișcare. După, din față la Războieni liber, din stânga este liber. Din față nu are în care cine să vină. Uite, între timp vine Dubița. Deci te uiți numai în stânga, în zona asta te uiți. Dacă ăla e oprit la negru, te duci. Așa, foarte bine. Deci așa, asta e gândirea mea, acum gândesc cu voce tare. Ca să vezi, deci identifici toate posibilele mașini care poate să stai calea. Și te uiți, vezi de ce stă ăla, de ce nu stă. Că aia, unii care stau acolo în sens, stau pentru un motiv. Înseamnă că nici nu poți da prioritate. Și dacă vezi că el e oprit și tu ai plecat înaintea lui, ai câștigat startul, practic. Dacă vezi că a pus o mișcare, chiar dacă e înaintea de încă în sens, atunci nu te mai bagi. Și o să mergem înapoi la examene. Aici, fiindcă n-a dat drum liber, poți să duci puțin mai tare, să băgăm și treapta 3. O duci la 50 la oră. Așa, perfect. Da, două la 50 la oră. Așa, fiindcă sunt bălți, te duci pe lângă dungă fără să o încalci. Ca dacă intri în baltă să fie pe marginea bălții, ca să nu stropim pietonii. Așa. Foarte bine, ai rezistat la 30 la oră, foarte bine. Bun. Acum poți să dai înapoi treapta 2. S-a terminat cu drumul de viteză. Acum am intrat pe drumul în care se merge încet. Bun. Și noi, fiindcă știi că trebuie să faci la stânga, o să te muți pe banda 3. Pas cu pas. Prima bandă, banda 2 acum, ții semnalizația pornită. Și te gândești ori după mașina verde, ori după trecerea de pietoni. Ori înainte ei. Mai bine după ea. Așa, trebuie pentru pieton de data asta, deci facem pas cu pas. Primul pas este cel de pietoni. Așa. Lași pe el să ducă înaintea ta. Așa, acum poți să te bagi că ăla, chiar dacă vine în spate, el trebuie să reducă viteza la orientator. Bun. Da, nu pe aici, până la următoarea. Așa, se mai zice acum stânga. Și ai grijă să nu pleci chiar până în linia continuă, dar te duci puțin el mai în față ca să nu riști să calci linia continuă cu roata din spate. Încă puțin, ambreiaj cu frânică. Și dacă e liber, intrăm cu viteză redusă. Așa, dăm drumul la frânică și mult dă volanul spre stânga. Așa, acum să mai rezezi dreapta și intri cu treapta întâi, te rog frumos, că este diferență de nivel. Așa, așa este la noi aici, în Românica. Și o să o parchez pe dreapta pe lung, pe lângă unde e mașina aia roșie. Așa, să mai rezezi dreapta, da, așa pe lung o să o parchezi. Perfect, bravo. Acesta a fost un potențial traseu care a mai apărut unor elevi. Da? Am făcut toate manevrele. Da? Da. Te-ai descurcat foarte bine. Mulțumesc. Da? Nu ai făcut greșeli mari. De fapt, nu știu dacă ai făcut greșeli, că da, a vorbit tot timpul și a spus să faci. Dar în mare ai mers foarte bine. Se vede că ai mai mers cu mașina. Da. Da? Bun. Sper că v-a plăcut. Sperăm că v-a plăcut. Și că sunt Ceaușescu. Zic eu sau tu? Ce-am zis, mă, că nu mă știu. Bun. Stai așa, deci. Sperăm că v-a plăcut clipul de astăzi și dacă vreți să vedeți mai multe filmări, vă așteptăm în secțiunea de comentarii. Da. La revedere!